Uite ce frumos a fost dansul. Băi, auzi, piesa asta e de pe albumul Andrei, Fericirea nu se dă pe bani. E foarte bun asta. Felicitări, felicitări. Asta e pentru... Ia uzi, ieri copii azi oameni mari. Puteți să dansați. Da. Să rămână, vă rog frumos, poftiți, luați un loc. Bună, poftă bună, am văzut că aveți treabă. Domnul Strunila, să știți că vreau să vă simțiți aici ca la spovedanie. Domnul de față, domnul Lungu, și-a vărsat ce a avut de spus pe doamna Andreea Marin. Da. Năduful. Eu țin să felicit juriu că a făcut în așa fel încât să arate oamenilor de acasă că noi chiar, eu chiar nu dansez bine și cu ocazia asta eu sunt liber astăzi, adică am scăpat. Nu am niciun program. Tine. Eu aș vrea să vă întreb așa, Sandu, eu am plan urmare aici, da, în concurs. Sandu, tu ce faci astăzi? Ce ai de făcut? Ce dans ai mănâncă, de făcut astăzi? Mănâncă. Astăzi? Da, săptămâna asta. Dansul hamburgerilor. Nu, eu din ce am auzit ai rumba, nu? Hamburger rumba. Ei, uite, eu nu mai am nimic, gata, sunt liber. Ce s-a întâmplat? Pentru că ai o soție foarte frumoasă, foarte talentată și puteai să lucrezi și acasă cu ea, și la sala de repetiții, și în mașină când mergeai la sala de repetiții. Din păcate, acasă e spațiu mic, apartamentul mic, ne-am lovit de două ori de pereți, ne-am liniștit. Păi da, devine deja mult mai intim dansul, altceva. Păi n-am ajuns la rumbă, că la rumbă e mai intim totul. Dar ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple? Chiar mi s-a părut Cătălin, ce să se întâmple? Unde sunt talentele la dans? Mi s-a părut. Te rog să nu mai spui așa ceva în viața ta, că vine Mihai Petre printr-un geam, așa intră. Nu. Nu ai câștigat odată dansez? Eu am câștigat dansez, da, sub alte forme. Nu, am câștigat pentru că eram mai drăguț decât acum și data trecută aveam un caz, adică era un luptam pentru o cauză și probabil cauza respectivă a sensibilizat mai mult publicul decât cauza asta noastră, care e fericită. Noi suntem foarte fericiți, un cuplu fericit cu doi copii frumoși și noi n-am putut să plângem la televizor, să facem drame. Noi atâta, s-a accidentat ora la un deget la un moment dat, dar un deget pentru un deget pentru un deget, nu putem ajunge în final. În toate testimonialele noastre noi am fost așa, super happy. Și atunci lumea cred că a zis, mă, ce cu ăștia așa bucuroși, fericiți, hai să îi votăm o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Patru emisiuni am votat, vă mulțumim, mulțumesc din suflet, sincer. Până publicul n-a mai putut. Da. Băi, te-am votat și aseară. Să știi că tu ești senzațională și cred că ai foarte multă răbdare cu el. Da, răbdare, cred și eu. Pentru că eu mă regăsesc cu cuțe în soțul tău, să știi. El dansează oricum de 10.000 de ori mai bine decât mine, dar am văzut un pic așa ceva stângăcii. Cred că e foarte greu să dansezi cu soția, pe bune acum. Să știi că e un lucru, e un lucru foarte interesant, cred că ți se întâmplă și ție. Tu ai observat că dacă ieși la muncă cu soția, da, cu Andra, când ajungi acasă parcă e alt timp, e altă. Corect. Nu e același lucru, adică nu, eu nu pot să zic că am stat cu Oana tot ziua, timpul. Andra, venit, da. Adică... Și acasă e altceva, adică eu nu am considerat că 5 săptămâni am stat împreună, numai împreună și ne-am săturat până aici, pentru că acolo eram într-un fel, acasă eram altfel. Da, dar la repetiții nu te enerva sau îți venea să zici ceva și nevoastră mea. Nu, cred că mai degrabă ar fi făcut asta dacă ar fi fost un alt coregraf. Că exact asta a fost discuția ieri, am avut. Adică dacă era un alt coregraf, era mult mai calm, mult mai ascultător. Mai ascultător, asta e cuvântul, mai ascultător. Deci ți-a ieșit din cuvânt. Da, cred că nici eu n-am putut, că e atât de drăgălaș. Păi ți-am spus, ai văzut, cu fața asta de ștrunf. Ai văzut, da, noi suntem perechea ștrunfilor, ca să fie clar. Eu pot să repet ce am spus și ieri la emisiune, că săptămână de săptămână Mihai Petre mi-a aplicat câte o castrare psihologică, spunându-mi în continuu, nu ești bun de nimic, ești strâmb, ești așa. Și eu plecam acasă, pur și simplu, terminat total. Am sunat-o mai devreme pe Andreea Marin, pentru Sandu Lungu și-a vorbit în direct. Păcă, acum îl sunt pe Mihai Petre, mă, dar știi cât e de... acum vorbim serios. Cel mai greu lucru este să ți se spună 5 săptămâni la rând că nu ești bun. Telefoane. Sună acum și la el. Am sunat mai devreme la Zână și a vorbit Sandu Lungu. Acum la Mihai Petre. Hai, Mihai. Alo? Salut, Mihai, ce faci? Bine, Cătălin, tu? Să știi că ești în direct la Pro TV. Iar aici este domnul Octavian Strunilă, care are o contestație și are ceva de spus. Iar eu astăzi, fiind în postul Paștelui, m-am gândit să-i ajut pe toți cu spovedania. Contestațiile se acceptă până la 16, deci a lui se acceptă. Se acceptă. Hai. Mai avem, am prins deschis la ghișeu. Vreau să spun așa, Mihai, că vreau să spun un lucru, Mihai. Că ești un om foarte drăguț. Că m-a bucurat. Drăgălaș.
drăgălaș și m-a bucurat că am fost în stare să obțin note chiar și de 5 de, de la tine și asta e toată contestația mea. Contestația este că nu mi-ai dat o notă de, de 3. Asta e, îmi pare rău. Eu vreau să contest chestia asta. Nimeni n-a luat... Chiar nu, sincer, a luat cineva vreo notă de 3 de la tine? Mm-hmm. Nu, nu în, sez- în viața ta. 4 aproape de trecere. Da. Dar tu ai fost tare, drăgălaș. Ce mai da. Mulțumesc. Păi de aici a plecat discuția despre drăgălășenie, da. Pentru că atât a mai rămas, dar astăzi mi-am revenit, psihologic. Să știi. Psihologic a fost rău. Asta nu e lucru puțin, pentru că ei bucura pe toți, pe telespectatori, chiar și pe noi. Da, mă mulțumesc mult, mulțumesc. Eu nu mai înțeleg. Numai un pic, domnul Petre. Domnul Petre, eu nu mai înțeleg, eu vă arăt caseta cu domnul Strunila mai devreme. Avem caseta aici înregistrată. Când domnul Strunila a spus că l-ați castrat psihologic, i-a zis nu poți, nu poți, nu poți, nu poți. Și el practic are o traumă acum. Nu trebuie. Da. Să știi. A avut o prezență mai mult decât îmbucurătoare pentru noi toți. Cu dansul... N-am mai auzit cuvântul ăsta îmbucurătoare de... Mulțumesc mult pentru vorbe. Să știi că a trecut treaba cu psihologicul și cu așa mai... Dimineața am dat o probă pe care am luat-o și mă bucur mult. Gata, mi-am revenit total. Bravo. Mulțumesc. E bine. Mai un pic, că vrea și Sandu Lungu să zică ceva. Iar Haddad e foarte supărat de când l-a eliminat. Aha, de mult. Zi domnul Haddad, că e Mihai Petre. V-ați întrunit cu toți? Da, exact, avem partidul nostru, rezist. Vă salut. Vă salut. Sper să nu aveți, să nu faceți vudu, atât îmi doresc. Vă salut, Mihai. E domnul Haddad, se mai poate face ceva, a ieșit acum vreo 3 ediții. Vă salut, ce face? Stai, să pun microfonul aici, da. Pentru domnul Haddad se mai poate face ceva, Mihai, că a ieșit acum 3 săptămâni. Ceva de mâncare. Ceva. A venit cu ceva de mâncare, iar Sandu Lungu vrea să zică ceva, Sandu Lungu, fii atent aici. Nu prea. Bună, Mihai, eu sunt mulțumit. Ce bine, ne distrăm aici, mâncăm. Ești bine, da, mâncați. Da. Tu poți să mănânci, că oricum nu se... Da. Nu e nicio problemă. Eu oricum n-am cor de dans, nu mai pot să am cor de dansator. Nu mai, gata. Mi-a trecut vremea. Ziceți-mă tot ce simțiți acum, mă, ziceți-mă tot ce aveți. Da, sunt mai kilogramele au rămas aceleași, dar s-a transformat corpul într-un dansator suprem. Mihai Petre, îl avem și pe Beni, el a fost la fermă, dar și el e supărat pe tine. Salut, Mihai. Salut, mă bucur. Salut. El e supărat de la fermă, că nu i-au dat mâncare. Da. Mihai, mulțumim mult de tot, numai bine, Doamne ajută. Da, și eu vă mulțumesc și vă salut pe toți. Watch și, me. Chiar, ne iubești? Să continuați experiența asta și în afara ringului de la Uite Cine Dansează. Da. Mă refer aici la cei care au ieșit din competiție. Sandu, succes săptămâna viitoare. Sandu, succes, iar Octavian Strunilă, baftă în organizarea anunții. Da, exact, casă de piatră. Mulțumim frumos, mulțumim. Numai bine, domnul Mihai! Vă pup. Doamne ajută! Ce mă, juriu e la mâna mea. Ați văzut cum se petrece? Ia zi cine? Pe cine vreți să mai sunăm? N-ai curaj să stup pe domnul Căciulean. N-am eu curaj! Ia uite, stai să văd. Să știi că dacă răspunde eu plec. Ce nu știi tu, Octavian Strunilă, e faptul că de 10 ani de când facem emisiunea asta la Pro TV, toată România a trecut pe aici. Da, am văzut și Michael Jackson. Și a fost și domnul Căciuleanu la emisiunea aici. Serios, a fost acum câțiva ani, când aveam emisiunea la Buftea și a făcut super show. Da. Și am avut interviu cu dumneavoastră când stătea în străinătate. Da, eu mulțumesc, l-am văzut destul. Ia, vă rog, veniți puțin aici amândoi, pentru că vreau să le spun celor de acasă că avem un material foarte simpatic despre tine și despre viitoarea ta soție, Oana. Am zis bine, viitoarea! Pentru că n-au fost căsătoriți niciodată! Niciodată, câți bani să cheltui pe nuția ta? Fii atent, tu stai aici nemișcat, da? Da. Ai încredere în mine, da. Trebuie să te repezi un pic, fii atentă. Ok. Ca să-ți meargă bine...
Atenție mare! Acum asta o să se întâmple și o să-ți aduci aminte că aici la emisiune s-a întâmplat și de acum încolo. În toată viața ta n-o să mai ieși de sub papucul Oanei și la dans și acasă și la crescut copii, pentru că Oana... Te-a călcat! Dar tu de ce faci lucrurile astea, de exemplu? Tu așa vrei să ne faci pe toți? Tu nu mai chinui când am fost la jocuri de celebritate? Eu nu te-am chinuit, dar să vezi ce te chinui data viitoare când vii. Uite așa! Uite. Ia uite, domnule! Luca, cum a spus la plăie? Soția până la urmă te-a călcat, dar asta este... Când e nunta? Nunta, o să spunem așa, e undeva în primăvară, așa, ca să... Care primăvară? Primăvară, acum. Cine gătește? Primăvară spre vară, da. Cine gătește? Cine gătește? Cine gătește? Cine gătește? Da. Cine vrea, dacă vrea să gătește. Și va fi făcută la... Va fi făcută undeva pe malul mării. Dar de ce pe malul mării? Pentru că după 9 ani... Ce mai rămâne? Undeva pe malul mării, chiar la margine de țară. Dar de ce? V-ați pe malul mării sau nu, a fost ceva? Nu, Oana zi tu, Oana. Nu, mie îmi place foarte, foarte mult la mare. Îmi place să stau, să mă uit la mare. Și am zis că singurul loc în care eu o să spun da și o să simt așa că tremură stomacul o să fie pe malul mării. Adică după 9 ani, dacă spun da, că după vreau să spun unde vreau eu și unde îmi place mie. Exact, exact. Malul mării, ce să spun? Malul mării, asta e. Asta e. Hai să vedeți un pic materialul acesta pe care îl avem pregătit cu Ana și cu Octavian Strunile despre relația lor și apoi revenim imediat în direct. Gândiți-vă pe cine vreți să mai sunăm, că sunăm imediat astăzi pe toată lumea. Ce țipă? Ție la mare. Vreți să crede batonul de proteine, batonul energizant? Da, am un baton energizant în buzunar pentru colegi. Tu n-ai nevoie. Eu n-am nevoie că eu nu dansez, nu așa zice Juriu la orice emisiune. Strunile nu dansează, a venit aici să facă glume. De-aia nu ești tu nici acolo la masaj, în colțul ăla. Nu. Păi nu sunt la masaj, că eu știu până unde pot și mă duc până unde pot. Nu. Tu te-ai accidentat de când a început sezonul ăsta? Nu m-am accidentat niciodată. Ești forță. Da, nu m-am accidentat. N-are... Accidentul e, cum să spun eu, bine atunci când încerci marea cu sarea. Eu încerc marea cu sarea în domeniul meu. La teatru, în scris... Aici am venit să o ajut pe soția mea să facă coreografii. La Uite Cine Dansează, Octavian și Oana au avut de prezentat un dans inspirat din povestea lor de viață. Un moment foarte potrivit pentru Strunilă să-și aducă aminte cât de frumos a început relația lui cu Oana. Acum 9 ani de zile, viața practic ne-a luat și ne-a adus în punctul în care suntem. În sensul în care eram atât de tineri și plin de viață, încă studentă Oana pe vremea respectivă, a venit primul copil și ne-a dat peste cap frumos. Am început să cumpărăm scutece, să cumpărăm lapte praf, să ne ocupăm cu alte lucruri decât ne ocupam în doar câteva luni de zile. A fost greu, a fost foarte frumos și în continuare nouă ne place să facem chestia asta și o facem. Știu că voi vă pregătiți și de nuntă. Cum ai cerut-o de soție? Și de câte ori ai cerut-o de soție? Asta cu cerutul de soție e o chestiune mult prea romantică pentru anii 2017, 2005, 2014. Iar dacă nu e romantică, este intimă. Am cerut-o de soție, a pierdut 4 inele. Am vorbit de vreo 200 de ori despre treaba asta, că a pierdut 4 inele. Știe toată lumea, scrie și pe invitația de la nuntă. Invitația de la nuntă este cu subtitlu 9 ani, 2 copii, 4 inele, o singură nuntă. Da. Și când faceți nunta? Vara aceasta, nu? Da, nunta este vara aceasta. Este o nuntă cu prietenii, o nuntă cu familia, o nuntă intimă, o nuntă ca după 9 ani. O nuntă în care, în primul rând, vrem să ne simțim noi bine și după aia rudele și prietenii. Și o nuntă în care nu vreau să filmez, nu vreau să fac poze, nu am înțeles. Stau după obiceiuri și nu vreau să mi se spună că la 12 nu știu ce sarmale sau la 1 nu știu ce... Se fură mireasa, plătește ginerele, plătește nașii. Da. Cine sunt nașii? Ei mireasa de acasă, împreună cu mine, eu și Oana, adică Mirele și Mireasa, închirează o sală, aduce cea mai bună mâncare și la un moment dat ia o oră pleacă să stea într-un restaurant sau printr-o discotecă, în loc să stea la nunta ei. Ce obicei e ăsta cu furatul miresii?
Cine vrea să-l facă, să-l facă. La mine nu se face chestia asta. Da, aveți, tu ai costum de generică, de mire, iar rochie de mireasă sau și asta o să fie este, mai... Este un dress code la alegere, este rock dress code, iar pentru cine nu agrează genul, este black tie. Cred că se pupă rock cu black tie și fiecare o să vină cum o să își dorească până la urmă. Eu o să am un costum, dar nu o să fie de generică. O să fie un costum. Nu cred că o să fiu prea rock, dar o să fiu undeva, cred că în prima fază o să fiu puțin black tie, iar la un moment dat o să mă relaxez în... Pantalon scurt. Nu neapărat, într-un ceva mult mai lejer care să-mi permite să mă simt bine. Cine sunt nașii voștri? Nașii noștri sunt secret deocamdată. Nu i-ați ales? Nu, i-am ales, dar sunt niște oameni din showbiz și aș vrea să-i mai țin puțin acolo. În exclusivitate, oameni buni, vă spunem noi, nașii cuplului Ioana și Octavian Strunilă sunt formați din Mihai Petre și soția lui. De ce să nu le spunem oamenilor adevărul? Pentru că nu și Elvira, și vreau să vă spun oameni buni că de asta au fost eliminați mai devreme, că practic ei oricum câștigau finala și ar fi fost apoi prea... Dacă se ia curentul mâine, sunt 7 titluri de ziare cu asta, știi? Să le clarificăm oamenilor, nu sunt. Sunt tot dintre prietenii noștri foarte apropiați, dar o să-i lăsăm pe dânsii să spună chestia asta și o să o spună la un moment dat. Am nu vreau să vin eu să spun. Corect. Dânsii sunt persoane cunoscute? Da, sunt persoane publice. Am înțeles. Am impresia că are vreo legătură cu show-uri de celebritate? A, doar atât am întrebat. Sunt doi oameni foarte frumoși. Foarte faini. Și el și ea. Deci are legătură cu show-ul de celebritate. Păi fii atent, ideea e în felul următor. Ori ipate, da. Ori bobonete. Păi bobonete cum mai e și producția. Păi tu ești nașul lui și nu poți fi și el nașul tău? Ba da, într-o altă lume. Deci Paul ipate cu... Totul e relativ. Paul ipate cu Jojo. Deci, mai e și producția. Și producția, da. Mai, de exemplu, știi cum e cu teoria relativității, știi? Da. A, știi de unde mă placă e adevărat? De la Einstein cu MC la pătrat. Păi da, dar asta s-a dovedit abia săptămânile astea, în ultimele 4 săptămâni s-a dovedit că e adevărată. Da. Da, cu notele pe care le-am primit noi. Oameni buni, după publicitate, revenim, ne întâlnim.